Spectacolele Cavaleria Rusticana și Dodici ani dopo sunt unite prin povestea tragică a personajelor veriste ale lui Giovanni Verga și Giovanni Grasso. Sunt personaje care practic ne pun în fața fiecăruia dintre noi o oglindă, în care putem vizualiza și simți multiplele fațete ale sufletului uman și ale iubirii. Ca orice spectacol verist, ne arată cum suntem fiecare dintre noi, fiind părtașii, în acest mod, a unei crime. Crima este nu neapărat una fizică, este crima unui suflet uman, crima unei iubiri care se transformă treptat în ură. Prin neasumarea faptelor, a impulsivității și a neasumării impulsivității, a unei societăți care, din păcate, judecă în loc să participe salvând. Suntem într-o Sicilie a sfârșitului de secol XIX și a începutului de secol XX, o Sicilie preponderent patriarhală, în care mafia a ajuns la putere, o Sicilie în care violența este cuvântul primordial și în care orgoliul este pus pe rang de cinste, codul onoarei fiind deosebit de important, din păcate și în ziua de astăzi. Asistăm astfel la un spectacol care ne pune în prim plan ideea că orgoliul, ego-ul, ucid. Iar societatea care refuză să participe ajutând este practic părtașa unei crime, a unei crime sufletești. Vă așteptăm cu mare drag să ascultați pagini remarcabile din repertoriul operei, Cavaleria Rusticana fiind poate printre cele mai frumoase lucrări de operă și un cap de afiș în ceea ce privește repertoriul verist și repertoriul finalului de secol XIX în general, iar Dodici ani dopo o premieră impresionantă prin care vom vedea cum iertarea și asumarea faptelor vindecă. Vă așteptăm cu mult drag!